Care are specific Sofie, care centru are? Nu vine pe el, e pusă deodată programată. Hai. Nu, că se mai schimbă. Nu, ce schimbă? 5 minute dacă asta nu știe, amendează. Ce, să mai mult sau ce? Nu are importanță, dacă e la ora, moi, oara 15, da, ce că e 15. Schimbă pe mine protecția socială a copilului și familiei. Deci cine a făcut legătura cu persoanele respective, noi am cumpărat picioarele la mese. Ele erau fără picioare. Noi am cumpărat picioarele pentru mese, noi am cumpărat și din coace, în generație. Păi întors pe jumătate. Mă dat că întors jumătate. Da, și le-am asamblat piciorul meu cu face modul în firma respectivă, ne-au făcut reduceri și adică ne-a fost și un fel sponsor și ne-au ajutat și am asamblat acestea. Tot aici este o bibliotecă, nu știu, zic că este bogată biblioteca noastră, cu literatură în psihologie, asistență socială, deoarece când ne-am deschis centrul nostru, am lucrat întâi cu victimele abuzului. Și în sub egida Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copil, am fost unul din cele 5 cabinete amicuri din toată Republica. E clar, la început n-am fost aici, am fost în școala numărul 55, după aceea am trecut în incinta primăriei și după... Mai apoi, în clădirea aceasta a fost școala pentru brigadierii de primărit, a fost școală. După aceea erau cazați doi profesori aici și... Dar mai este doar și partea cealaltă. Da, partea cealaltă este cu atelier de călătorie și două sări sunt libere. Până am ocupat o noi am pe o vară și am avut chiar socială acolo. După aceea am lăsat-o. Nu era rost și plus încă un motiv care a fost e deasupra peciului. Și vedeți, pe de la joacă. Și acolo venea tot mirosul cel de la peci. De vin, de bătoi, toate. Și era imposibil de stat. Am organizația noastră este să facem împreună lumea mai bună. De ce am pus misiunea respectivă? Pentru că am lucrat și lucrăm cu copiii în situații de risc, copii abuzați, cărora și familiilor și copiilor mai trebuie să le dăm o șansă, trebuie să înțelegem și împreună să ajutăm acești copii. Deci scopurile organizației, dezvoltarea capacităților creative ale tinerilor, educarea calităților morale și etice ale tinerii generații, pregătirea pentru a trăi și activa într-o societate bazată pe principii democratice, organizarea activităților ecologice, seri culturale, competiții sportive și cursurile de educație non-formală pentru tineret. Să vadă acum. Nu-ți faci chestia acum. Cum o să nu-i